Bună ziua tuturor! Eu sunt Petronela și astăzi vreau să pregătesc biluțe în crustă de nuci. Pentru această rețetă aveți nevoie de un piept de pui dezosat, 2 linguri de smântână, 2 linguri de maioneză, 100 de grame de miez de nucă, 50 de grame de parmezan sau cașcaval ras, o legătură de pătrunjel, un cățel de usturoi, sare, piper, boia și măsline și pătrunjel pentru decor. La o cratiță am pus apă, am pus un pic de sare și voi pune pieptul la fiert. Pieptul la fiert o să-l tai cubulețe și îl voi lăsa complet să se răcească după ce-l tai. Pieptul s-a răcit, voi adăuga și condimentele, usturoiul, parmegianul, pătrunjel, smântâna și cu maioneză și voi amesteca foarte bine. Am luat un pic de compoziție, voi face biluțe ca la chiftele, am zdrobit miezul de nucă și voi trece prin el, mai rulez, cam așa trebuie să iasă. Și continui și cu restul. Biluțele în crustă de nuci sunt gata, credeți-mă, sunt demențiale. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Vă mulțumesc!